O femeie din Statele Unite ale Americii s-ar fi prefăcut că este însărcinată pentru a avea concediu de la muncă, dar a fost prinsă cu minciuna de angajator. Robin Folsom, în vârstă de 43 de ani, le-a spus șefilor ei că așteaptă să nască și a aranjat să-și ia concediu de maternitate. Șefii au fost de acord, dar unul dintre colegii a observat ceva suspect, așa că și-a informat angajatorul. Ulterior, inclusiv șeful femeii a văzut că burta părea să nu mai fie lipită de corp și după o investigație s-a descoperit că, de fapt, purta un stomac fals pentru a părea însărcinată. Potrivit unei declarații a biroului Inspectoratului General de Stat din Georgia, Scott McAfee, o investigație a descoperit că în martie 2021, o colegă de muncă a observat că partea inferioară a stomacului s-a îndepărtat de corpul ei, făcându-o să creadă că Robin minte. De asemenea, aceasta chiar a inventat un tată fals pentru copilul ei, un bărbat pe nume Brent Otmenbeb. Dar McAfee a spus, în cele din urmă, nu a fost găsită vreo dovadă că el ar exista. De aceea, ea a fost acuzată și de furt de identitate. După ce se presupune că ar fi născut, femeia a trimis fotografii cu bebelușul mai multor colegi de la muncă, dar nu toate păreau să fie ale aceluiași copil. Atunci, Robin le-a spus angajatorilor săi că a mai născut odată în iulie 2020, înainte de a rămâne însărcinată din nou în august 2021. Dar oamenii legii nu au putut găsi înregistrări oficiale despre acest lucru. Femeia a demisionat din funcția de director de afaceri externe de la Agenția de Reabilitare Profesională din Georgia în octombrie anul trecut, la scurt timp după ce a fost intervievată despre sarcinile false, se arată într-un comunicat.